Doamnelor, domnilor, bună ziua și la mulți ani! Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile Amiezii la Canal 5. Începând cu 1 ianuarie 2024, începerea examinarea pensiilor pentru limita de vârstă stabilită după 1 ianuarie 2019. Măsura vizează beneficiarii care au acumulat un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani. Totodată se reexaminează pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 2022, condiția fiind ca persoanele care au acumulat un stagiu de cotizare de la 2 până la 7 ani. Pentru a depune cererile de reexaminare, beneficiarii pot utiliza serviciul electronic e cerere, reexaminarea pensiei, accesibil pe pagina web oficială ACTAS și portalul guvernamental servicii.gov.md. Cererile trebuie să conțină informații esențiale, precum tipul pensiei solicitate pentru reexaminare, numărul de identificare și data nașterii beneficiarului. Cererile vor fi analizate în termen de 60 de zile de la data depunerii, iar pensiile reexaminare vor fi acordate începând cu luna următoare. Săptămâna trecută, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că deficitul în bugetul pensiilor în 2024 este de circa 30%. Potrivit lui, situația creată este cauzată de lipsa forței de lucru și a muncii la negru și a menționat că guvernul urmează să acopere lipsa banilor. În Republica Moldova există 675.000 de pensionari. Începând cu luna martie 2024, moldovenii care dețin cetățenia română vor putea beneficia și ei de o parte din facilitățile tratatului Schengen, care le permite trecerea fără controle a hotarelor aeriene și maritime ale României. Aceasta după ce la sfârșitul anului trecut, Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia privind aplicarea achizului Schengen în România și în Bulgaria, prin care se ridică granițele aeriene și maritime. Potrivit documentului, în cursul anului 2024, Consiliul va depune eforturi pentru a lua o decizie a eliminării a controalelor de frontieră terestră, transmite EPN. La modul practic, Schengen Air înseamnă că în viitor pasagerii din România și Bulgaria nu vor mai fi nevoiți să zboare spre Europa prin terminale străine. Ca de obicei, pașaportul va fi verificat la poartă de către companiile aeriene cu sprijinul suplimentar al poliției austriece și al celei române sau bulgare. Tratatul Schengen prevede ridicarea controalelor la frontierele dintre statele membre, care acoperă în prezent 4,3 milioane de kilometri pătrați și 423 de milioane de cetățeni din 27 de țări europene. Conform unor date, circa 1 milion de moldoveni se află peste hotare, în special în spațiul Schengen, majoritatea deținând și cetățenia română. Motorina din România încă nu a ajuns la agricultorii moldoveni. Asociația Forța Fermierilor susține că situația privind combustibilul este deja ridicolă, iar epopeea durează de aproape un an. În replică, responsabil de la Agenția Rezerve Materiale declară că motorina nu are unde fi stocată. Într-un comunicat emis de Forța Fermierilor se spune că peste 1500 de agricultori care au suferit în urma secetei din 2022 au depus dosare la AIPA pentru a primi ajutor în baza unui regulament aprobat de guvern, însă combustibilul așa și nu a venit. Mulți agricultori care au depus cereri la AIPA se află în stare financiară dezastruoasă și această motorină este ultima lor speranță. Ei nu-și pot planifica activitatea și cer măcar certitudine în privința termenului exact al repartiției dieselului. În acest context, lipsa reacției Ministerului Agriculturii nu poate fi înțeleasă și provoacă revolta fermierilor. Se arată în mesaj. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat pentru postul nostru de televiziune că instituția a finalizat studierea fiecărui dosar și repartizarea motorinei pentru fiecare agricultor, iar responsabilii care se ocupă de procesele de mai departe sunt cei de la Agenția Rezerve Materiale. Urmează deja ca Agenția Rezerve Materiale să se ocupe de perfectarea documentelor de import al motorinii, de recepționarea acesteia, depozitarea acesteia și repartizarea acesteia către fermieri. Procesele care au rămas sunt nemijlocit de Agenția Rezerve Materiale. Responsabilii de la Agenția Rezerve Materiale ne-au spus că speră că până la sfârșitul acestei luni combustibilul să ajungă în țară. Potrivit conducerii instituției, procedura s-a întârziat din cauza că motorina nu are unde fi stocată. Agenția a desfășurat
la 18 septembrie și la 4 octombrie două proceduri de licitații publice privind achiziționarea serviciilor de recepționare, depozitare și păstrare a motorinii. Însă ambele nu au avut loc din motivul lipsii de ofertant. Deci nu a fost identificat la momentul respectiv un operator economic care să depoziteze și să păstreze produsul energetic. Ulterior, grupul de lucru pentru achiziții Agenției Rezervei Materiale a desfășurat trei proceduri de negocieri directe fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, care la fel au ieșuat din lipsa interesului din partea operatorilor economici. La moment, suntem în negocieri directe cu un operator economic. Sperăm că pe parcursul lunii ianuarie motorina va fi în țară. România a oferit Republicii Moldova 4.000 de tone de motorină, ajutor pentru agricultori. Premierul a anunțat anterior că aproape 2.500 de fermieri urmează să primească combustibilul, în jur de 40 de litri la hectar. Amintim că pe parcursul anului trecut, agricultorii au protestat în fața guvernului cerând să fie scutiți de penalitățile bancare pentru un an, printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale. Solicitarea le-a fost însă respinsă. Totodată, aceștia au cerut introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților și executarea silită în situația în care majoritatea dintre ei au ajuns în pragul falimentului din cauza crizelor din ultimii ani și căderii prețurilor la cereale. Purtătorul de cuvânt al executivului Daniel Voda a declarat că autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singure asociații, inclusiv prin debursarea subvențiilor de 1,9 miliarde de lei, TVA rambursat, dar și obținerea certificatului de forță majoră. O serie de cutremure puternice au avut loc în Japonia chiar de anul nou. Numărul victimelor a crescut la 48 de persoane. Peste 50 au suferit răni de diferite severitate. Din cauza consecințelor dezastrului, aproximativ 100.000 de locuitori ai țării au fost evacuați. Magnitudinea celui mai puternic cutremur a fost de 7,6, au anunțat autoritățile japoneze. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova a declarat pentru Canal 5 că printre victime sau răniți nu se regăsesc cetățenii ai țării noastre. În prima zi din noul an, în Japonia s-au înregistrat o serie de cutremure, dintre care cel mai puternic a avut o magnitudine de 7,6. Aproximativ 50 de oameni au murit. Seismele au dus la distrugerea clădirilor și la oprirea circulației trenurilor de mare viteză. Peste 32.000 de case au rămas fără electricitate. Un incendiu puternic a izbucnit în orașul Uajim, în urma căruia aproximativ 200 de clădiri au ars, scrie Nikkei Asia. În unele regiuni nu există alimentare cu apă și comunicații, suprafața drumului este distrusă. Potrivit prim-ministrului țării, zona de coastă de vest a fost afectată, în special orașele Uajima și Suzu din prefectura Ishikawa. Salvatorii, lucrătorii de urgență și militarii forțelor de autoapărare ale țării care au fost trimiși în zona dezastrului continuă să lucreze la fața locului. Aproape 100.000 de japonezi au petrecut noaptea trecută în centrele de evacuare, școli și săli de sport. În ciuda forței destructive, nu există rapoarte de întrerupere în funcționarea centralelor nucleare. După cutremur, a fost emisă o amenințare de tsunami pe toată coasta de vest a Japoniei, care a fost ridicată în dimineața zilei de 2 ianuarie. În același timp, potrivit seismologilor, replici sunt posibile timp de aproximativ o săptămână. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezei cu principalele evenimente ale zilei. Vă aștept la ora 19, aici, la Canal 5. Pe curând!